Salutare, prieteni! Astăzi am să vă arăt cum se schimbă limba sistemului de operare în Windows 8.1. Foarte simplu. Problema este că, odată cu apariția sistemului de operare 8.1, din Windows Updates au fost scoase pacurile cu limbile străine. Nu intrați în panică, este o modalitate foarte simplă de a vă updata limba sistemului de operare. Iată cum se face. În bara din dreapta se intră în Settings, Control Panel, Language, acesta este tool-ul pentru limbă, Language. Se dă click pe el. Dacă nu aveți adăugată, veți adăuga limba dorită. În cazul acesta, limba română. Eu am downloadat acest pack deja. De fapt, nu pack-ul, ci opțiunea. O să apară aici, așa cum se vede și la mine. Dublu click pe ea. Windows va căuta pack-urile disponibile pentru această, pack-ul disponibil pentru această limbă. Îl veți downloada. Veți apăsa Download and Install Language Pack. Și apoi veți restarta computerul. O modalitate foarte simplă, zic eu, nu trebuie să intrați în panică, nu trebuie să căutați pe internet nu știu ce torenți cu Windows în limba română. Asta este tot, sper că v-am putut ajuta. Cam atât.